Nu știai că se poate. Nu. Te-aș întreba acum, așa, ca să vedem arc peste timp, ce idei mai ai acum care nu se pot face sau da, nu știi că se pot face, dar care s-ar putea să ne lua, să ne ia pe surprindere peste 10 ani. Deci ești un fel de Jules Verne în showbiz-ul românesc, știi? Sau la 1272 ne pot trimite telespectatorii idei pentru... Vă spun, tu vrei să fii mulatră la asta moment. Vreau să spun. Mai departe... În ideea inversă a idolului tău. Da. Vreau... Michael Jackson. Eu personal, mie îmi plăcea cel mai mult de el în perioada Thriller, când era Ciocolatiu, eu ador pielea, stă mai bine orice pe tine când ești mai bronzat. Dar sunt în studii vis-a-vis de aceste injecții, apropo de ce vreau să fac, și o să mă vedeți, că știi că sunt ambițioasă. Vis-a-vis de faptul că vreau deci să vrei să te faci creolă? Creolă, adică ca să există nu mai vreun da, tratament există invers în America, vitiligo? Da. Există în America, se fac niște injecții în abdomen. A, da, am văzut. Da, păi și sunt au fost și la funcție, noi în țară o, și în funcție trebuie să fiu în America să pot să mă duc exact la sursă, nu pe piața neagră să-ți vândă alte prostii, dar oricum anul viitor merg în America și fix în punctul ăla mă voi duce. Asta odată, pentru că nu vreau să mai stau în solar de când pot să fiu... Și ca și proces cât durează, adică ce, faci injecțiile astea și te negrești la piele? Faci injecția asta cam rău. În vreo lună de zile, două. Și nu și sunt efecte secundare, adică nu riști? Chirurgia estetică are multe rateuri. Știi, adică încă e o loterie. Nu este, sunt persoane care au făcut treaba asta în America, puține, adevărat. Ei spun că sunt ok. Ceea ce e mișto este că în funcție de cât îți injectezi, poți să-ți faci tu reglajul, cât de neagră să fii. De cât de neagră sau de mulatră. Și dacă să nu-ți mai injectezi, revii la culoarea albă? Revii la culoarea, dar nu cu ca dalmațianul. Poți da. Să devii alb, cum ești. Deci e ca la bronz. Deci, dar este că un tratament... De bronz nu scapi în pete. Deci, practic, nu, devii deci, alb treptat. Dar este un tratament, da, în care trebuie susținut. Adică odată la ceva timp... Dacă vrei să rămâi așa, da. Când începe, pac, niște injecții făcute sub... Și cât de negru poți să ajungi? Poți să ajungi negru tuci. Da? Poți da. Să ajungi ca cine e negru? Ray Charles. Ca, nu, ca Kevin Hart. Ca Kevin... Nu, Kevin Hart, dar ăla e și pitic, adică nu... Nu, nu, băi, ca și cu... Ca culoare, ca să zic ajungi așa. Și pitic. Nu, da, și pitic. Odată și deci doi... asta ar fi următoarea nebunie. Următoarea nebunie. Și o altă dorință de-a mea extraordinară. Eu am niște ochi verzi. De care sunt foarte mândră, să schimbă un pic în funcție de starea sufletului. Câteodată sunt foarte verzi, câteodată sunt un verde maroniu. Verde brotăcel. Tot în America există o clinică renumită unde se face colorare de iris. Permanentă. Asta e definitivă. Definitivă, permanentă. Și pot să îmi fac ochii albaștri. Mi-aș dori foarte mult, mi-aș fi dorit să am în verde, albaștri. În albastru? Da. Ți faci albaștri da, sau ți faci foarte verzi. Mai da, verde smarald. Este o procedură extrem de riscantă, dacă nu-i făcut, adică nu faceți. Risc să vorbești sau ce? Da, au fost și cazuri din astea. Deci ceea ce vă spun eu acum, să le zicem, nu faceți dumneavoastră acasă, să nu bine, încercați acasă. Bine, apucă acum bunica mea să-și bage da, siringa tempera. Și să, adică și, nu. Nu, hai să spun de ce. De ce spun treaba asta? Pentru că Kylie Jenner, sora lui Kim, n-a vrut să recunoască că și-a băgat silicon în buze. Era, aha, și după aia a apărut cu un chelteu de buze. Și i-a păcălit pe tine... Că m-a dat cu gloss. Că nu, că pot băga... Și le-a frecat cu mărat. S-a dat cu gros, nu cu mai gloss. Mai rău, nu. I-a păcălit că ea-și ține ore bune pe zi gura într-un borcan. Într-un tub. Da, care îi suge ventuză, o ventuză. Și devenise o isterie în America, ea mințind că... Și atunci au fost cazuri de copii de tine. Nu știu ce site-uri urmărești, dar să știi că pe site-urile porno există tehnica asta pentru filme porno, dar în altă zonă. Da. Oricum e același material peste tot. Da, ideea este că zona labilor, de dacă reușești acolo, mă gândesc că ar fi putut reuși și la buze. Iubire, problema e alta. De ce spun să nu faceți acasă? Adică dincolo de... Pentru că în disperare, tinerii respectiv, fetele, au stat cu ventuza aia și au ajuns la spital. Păi da. Probleme grave. Astea se vând la sex shop-uri, genul ăsta. Da, da. Știi, cu pompe.
cât, deci sunt, cât sunt de sănătoase. Oana se pricepe la pompe funebre. Da. La... nu mai da. Cât sunt de sănătoase rămâne de văzut. Mă gândesc că e aceeași tehnică, știi? Adică probabil. Nu neapărat că am mințit femeia, da, se putea face, dar mai, da, e nu, periculos. Ea, era mult mai corect, spui, m-am dus la un chirurg, da, și mi-a injectat, decât să-i prostești pe, să le prostești pe adolescente. Și tu cu riscul de a urmi... Bine, am avut și pe cine să prostească, adică... E. Și asta e adevărat. Întotdeauna să găsesc păi, mușterii. Da. Cu riscul de a... Nu, da, cu riscul de a orbi, vrei să schimbi culoarea ochilor? Nu. Nu. Există un loc foarte... renumit și foarte safe în America, de-aia spun lucrurile astea. Da, Alex, nu te potolește? Că tu mai ziceam că te-ai așezat pe șinele normale. Adică, nu, că știe că sunt cucu și dacă... Cucu, așa, apropo, cucu. Cucu. Și nu, el zice, iubire, ce te face pe tine fericită? Asta e cel mai important. Bine, să nu uităm, pentru că vom dezbate probabil în sezonul următor la fel de serios ca și marți, acum două